No, servus, my friend, de aici, de pe lucrări. Și cum ne place nouă șoferilor să spunem... Ele de lucrări. Ok, să continuăm mai departe reportajul nostru. Hai să îți explic o chestie la care sincer îți spun, prima oară nu m-am așteptat. Mi s-a întâmplat asta de mai multe ori, mi s-a întâmplat și cu 3 jumate și acum sunt mult mai precaut când sunt pe camion. A fost un ștau mai devreme, exact când se intra pe lucrări. Și toți ne-am oprit. Am stat și am început să mergem mai departe. Ideea care este? Când începi să te pui în mișcare, îți dai seama, coloana din față se duce și se creează un gol cât mai mare între mașini, da? Un spațiu cât mai mare. Și toți începe să-i dea, da? Cât e aici? 80, ok. Merge 50, 60, 70, 80. În față, la 2 km, se opresc brusc. Îți dai seama ce se întâmplă, da? Deci toți unul într-altul. De asta avem nevoie de un spațiu. Bine, este foarte mult spațiu care l-am lăsat eu între mine și camionul celălalt. Dar avem nevoie de spațiu. Uite cum a lăsat și băiatul ăsta din spate, da? Am nevoie de cât mai mult spațiu posibil să mă opresc în siguranță. Mă interesează să mă opresc eu în siguranță, dar în același segment, dacă vrei, de 50%, mă interesează și omul ăsta din spate să se oprească în siguranță. De ce? Pentru că nu vrem evenimente, nu ne trebuiesc. E foarte important. Deci când coloana pleacă, toată lumea dă-i, jar, și aseară la fel. 80, 90 și 1418, dacă vrei. Dar dacă nu este o distanță de siguranță, nu o să mai te poți opri. Servus, my friend, ăștia cu camere peste tot, frate. Și că-s nebun. Ce a făcut ăla aia? A dat-o cu ruj mașina aia, frate. Mai sunt care vin și pe banda asta la altă. Mai ales pe lucrări. Riști permisul. Riști să-ți ia permisul. Îți recomand să stai relaxat în grădina ta. Chiar dacă ceva te strânge. Dar rămâi aici. E cel mai bine. Și cu 3 jumatele la fel procedam. Îți dai seama, când era ștau și era coloană, ieșeam și treceam mai departe. Dar de foarte multe ori îmi place mie albul. Da. Dar de foarte multe ori stăteam aici la camion. De ce? Pentru că era safety place, ca să zic așa. Un loc destul de sigur. Mergem la dreapta. Mergem spre Basel, Harsluhe. Nu am foarte mult până la descărcare. Am 104 km. Iar descărcarea va fi mâine dimineață. Ideea este că am 3 descărcări și sunt relativ destul de apropiate unele de altele. Și tot mâine o să trebuiască probabil să și încarc de undeva și să mă îndrept către o bază. Dar nu știu exact de unde, când, cum și în ce fel. La fel și aici, este iarăși o chestie destul de importantă. Eu am mai văzut, sunt camioane care vin din punctul meu de vedere cu o viteză mult prea exagerată. Când curba este destul de strânsă și trebuie să ieși aici în principal, da? Ei vin și bă, aproape că se lipesc camion de camion, frate. Deci chestia asta nu pot să o înțeleg. Este foarte periculos că odată îți fuge și te-ai dus în ăla și ăla se duce în celălalt, pentru că el nu are loc să-ți facă ție. Dar unde ducem ăsta cu Volkswagen? 36 de kilometri tot înainte. Bine, bre. Duvenbeck.
Nene, sincer îți spun, sunt uimit de câte construcții au, de câte firme, de câte mașini, câte din astea, Aldi, Lidl și Reve și magazine și... Pai de capul meu, frate, ceva de nedescris. Vântul, că l-am simțit în volan, nu în altă parte. Foarte important. Au fost câteva zile în care a trebuit să circul și noaptea, și pe vânt și pe ploaie. Erau toate condițiile create pentru a te mișca cu hardughia. M-am bucurat că eram destul de încărcat încât aveam stabilitate la sol, știi? Mai ales pe viaducte. Ei de asta au pus astea. Un rol îl au pentru vânt și în al doilea rând pentru zgomot, dacă dincolo sunt case, dar parcă văzusem că era ceva cu cale ferată, nu mai știu ce. Aici ai bauștele din ăla. Ia uite, bă, cât aturnă acolo, frate. Ce-o fi montat, mă, pe el? La evetă cât ai pus. Da. Am mai văzut șofer de camion așa. Din punctul meu de vedere, e un ciobănism. Nu te supăra pe mine, dar pe asta cred. Asta cred eu. Picioarele sunt făcute să stea aici jos. Sunt anumite momente când alte picioare stau pe sus, dar e altceva. Înțelegi? E altceva. Păi da, domnule, dar mi-amorțesc picioarele. Ok, oprește mașina și mergi. 3 minute, mergi pe jos, aleargă. Nu e nicio problemă. Păi da, dar întârzi la descărcare, bine? Toți întârziem undeva. Dar cu siguranță toți vom ajunge acolo cândva. Așa că e ok, stai relaxat. Timpul este de partea cealaltă. În rest, ce să-ți mai spun? Am luat niște vată minerală. Sunt uimit câte substanțe sunt în ea. Am alea 3 descărcări. I-am zis lui ăsta că, bă, uite, eu descarc prima oară aici, a doua oară aici, a treia oară dincoace la subsol. A, zice, ok, începem de acolo încoace în ordinea inversă. Bravo, bre, vezi că te-ai prins? Așa-s-o. Și mi-a băgat omul acolo mărfurile. Iarăși o chestie de care eu personal țin cont este atunci când vine camion la depășire. Da? Și deja, uite, cam aia că ar trebui să fie un pic mai încoace, să zic. Nu, un pic, te rog, că vreau să-ți arăt chestia asta. Da? El e cam pe aici, e aproape de mine, da? Mă uit acolo și încerc să mă dau cât mai mult posibil spre dreapta, da? Uneori, sincer, trec și dincolo noaptea. De ce? Pentru a crea un culoar cât mai mare între noi. De ce? De la vânt se pot întâmpla chestii și astfel îi creez și lui un spațiu de manevră mai mare, mai sigur, se simte mai confortabil, înțelegi? Nu e chiar așa de presat, să zic. Una e când depășești și ești la micron față de ăla, că se pot lovi sus camioanele în primul rând sau la oglinzi. La fel și pe național, pe național încetinesc când este drumul îngust. Da? Și ușor, ușor spre dreapta. De ce încetinesc? Aș putea să mențin viteza. Dar nu știu celălalt ce face. M-am mai trezit cu unul care era cu roata peste axul drumului și l-a claxonat ăla din spatele meu. Nu știu, nu era atent. E foarte periculos. Tu îți dai seama ce înseamnă să te izbești frontal? Doamne ferește, frate. Măcar de-am avea volanul pe partea dreaptă. Dar aici, la noi, e ceva de neimaginat. Am văzut două camioane izbite frontal, cam 80% din cabină, să zic. Erau chiar la Cluj, nu știu cum s-au ciocnit, cum, habar n-am. Deci nu vrei, nici nu vreau să povestesc despre lucrurile. Aseară am văzut o cisternă răsturnată pe autostradă. Nu înțeleg cum se răstoarnă cisterna aia. De la balans, a făcut stânga-dreapta, a pierdut controlul, a fost explozie, nu pot să-mi dau seama.
Ia uite-l, mă, ce frumos e bebelușul ăsta de la Mini Cooper. Serios, mă, ce nu e fain? Se asortează și oglinzile cu haina lui ăla din mașină, tot e perfect. În rest, nene, ce să zic, sunt destul de atent la trafic. Nu sunt... Iarăși e o chestie foarte importantă, ce spuneam și pe 3 și jumătate. Bă, nu trebuie să stai... Cum să-ți explic, am mai văzut, sunt așa. Știi? Țin volanul ăsta, frate, deci dacă îi desprinzi mâna, nu poți, îți trebuie clești. Nu, frate, lucrurile trebuie făcute relaxat. Da? Relaxat, dar nu la modul, te gândești tu, bă, dar ce bine era prin copaci când eram copil. Ia uite, mai era zebră. Bă, stai, dracu, că ești pe șosea, ești nebun. Înțelegi ce zic? Relaxat, dar la modul să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să poți să controlezi ceea ce conduci, indiferent că este mașină mică, 3 jumate, camion sau gabaritic. Irelevant. Ești pe șosea, ești aici cu noi. Da? Poate tu ești în regulă, dar are la vreo explozie sau are la vreo emoție și dă peste tine. Trebuie să vezi lucrurile astea. Mai sunt care fac depășirile și bă, și-ți vin aici. Deci cred că dacă avea camionul ăsta senzor, tot timpul piuiau. Păi imediat îți vine și se bagă aici în față, frate, și că nu sunt sănătoși. Nebunule, unde duce alea? Aduci-mi una. Nu mi-ar plăcea să lucrez pe din ăsta de mașini. Sunt mulți care preferă lucrul ăsta. De ce? Pentru că nu mai a contact cu tot felul de firme, cu mulți oameni, cu... El știe să duce să ia mașina, lasă aia jos. Ce mașină mai am de luat? A, 3 Skoda Octavia, 4 Cielo și 2 Solența. A, ok. Alea le pun aici, ăsta dincoace, ăla dincolo îl pun aici, că dacă el cobor pe ăla și îl bag dincoace. Își face singur planul, e ok. Dar să duc mașini nu mi-ar plăcea. Știu, sunt asigurate, nu e niciun fel de problemă, dar pur și simplu nu consider eu că este ok să manevrez eu fiecare mașină, să fiu atent la ele, poate pe parcurs li se întâmplă ceva, un tractoraș duce, dar cum să nu, dar de la Bruder să fie. Înțelegi, cam asta este chestia. Mi-ar plăcea să testez, în schimb, un frig. Vezi și aici, mă duc direct pe Alb acolo. Nu e nicio problemă, frate, chiar dacă te vede miliția, adică din punctul meu de vedere nu e nicio... Vreau să-l las să mă depășească liniștit, frate. C-O-C-H. Știi ce înseamnă aia? Mă rog. Unde eram? Ah, înainte pe 26. Ok. A5. Acum încep să le înțeleg autostrăzile. Încep să le înțeleg pe A1. Că dacă ești pe 1 ăla și vii și... Înainte nu înțelegeam ce vorbesc șoferii cu mult mai multă experiență decât mine. A, păi intri pe 1, după aia ești pe 5 și vezi că pe stânga acolo, unde ești la ieșirea 57, e un Peco. A? Stai, mă, un pic, ce tot zici? De unde ai venit? Nu înțeleg. Înțelegi? Acum înțeleg și eu ce nu înțelegeam înainte și, de fapt, care alții nu înțeleg acum, dar cu siguranță, dacă vor face asta, vor înțelege. Frate, e aceeași prelată care am avut-o eu, ești nebun la cap. Știi, mă? Asta este prelata. Tu l-ai vetă de la Binder. Aha. Tare, nene. E prima oară când văd un camion cu o prelată asta. Bă, dar părea mie cunoscut. Zic, bă, ce e asta, frate? Tu l-ai vetă, zic. Da, mă, ce să zic. Acolo la lucru a fost ok de început. Numai că eu aș mai fi rămas. Doar dacă mă plătea corespunzător și mai îmi dădea și alte rute, aș fi rămas acasă, nu aș fi plecat. Pentru că începuse să fac aceleași ture ca autobuzul și nu asimilam informație. Eu trebuie să asimilez informație. Trebuie să capăt cât mai multă experiență într-un timp cât mai scurt. De ce? Poate să-i vește un job la nu știu ce firmă, știi? Și zice la, uite, Valentin, ăsta este camionul, dar e cu semiremorca. Ai mai condus din astea, nu? Nu, dar pot să încerc. A, lasă, Valentin, du-te. Du-te, caută niște scafandri, du-te ca autobuzul la Ungaria și lărepa. Înțelegi ce zic? Poți să-mi dai și din ăla cu proțap, cu două. Nu mă deranjează. O curs am fost cu el și am luat un container. Deci îți jur, nu mă deranjează ce camion îmi dai.
vreau să încetinesc un pic încât să-l las și pe el să iasă. Ăla din spate are o distanță destul de mare, dar aș vrea să fie și el hotărât să iasă aici pe ștrase. Nu mă deranjează că am lăsat un pic la 70, e ok, nu am nicio grabă. Dacă era și mă grăbeam, mă duceam frumos dincolo și aia e. Am mai întâlnit iarăși situațiile astea, ce drept, foarte rar, foarte rar, într-adevăr, în care mă dau dincolo, merg la 82, sau la cât merg eu, el intră, eu încep să-l ajung și ghiși ce, nu mai pot să-l depășesc să intru înapoi, că el se duce. Și zic, ok, e în regulă, semnalizez și eu dreapta și mă duc înapoi, n-am ce face. Camionul este limitat la 85, după cum știi, pe autostradă în Nemția mergem cu 80. Și doar când ne grăbim în scop personal, mergem puțin mai repejor. Mamă, prea multe autorulote din... Ia uite ce scrie acolo, Bruschals. Uite-l pe ăla cu prelata de la Binder. Servus, my friend, ăla are și camionul Binder, dar are și Scania, dar bravo. Simon Hegle, Hegele, du-te în spanac. Volvo, bă, Volvo ăsta am înțeles că e un camion grozav, frate. Trebuie să testez un Volvo, îmi place, are măsuță, are tot felul de locuri din alea faine. Ăsta mi-arată o hartă, bă, m-au nebunit ăștia cu hărțile lor, bă. Oriunde te duci să descarci și te întreabă, zice, știi unde trebuie să mergi? You need the maps? Yes, I have, I need the maps, please. Și începe și se desenează acolo, uite, pe aici, aici te oprești, primești SMS, te duci din coace, ai, că mi-ai sucit creierul, dă-i pace, dă-n-co. N-ai, ce faci, nene? Bauhaus, din ăla, Bauhaus, Bauhaus. Basel, 212, Karlsruhe, 21. Mai aproape ăla, și că încă o oră și 10 minute. Am identificat zona unde trebuie să descarc și m-am uitat și pe Maps și am văzut că este ceva spațiu acolo. Mă duc, mă parchez, dimineața mă trezesc mult mai târziu, ca să zic așa, față de... Uite și el tot manare, dar e verde. Iar from Hungary? Bă, uite, are cu cameră, ăsta e din ăla nou, mă, ce ai zăpăcit la cap? Tu l-ai vetă. CBL Speed. Au fost mulți care mi-au zis, Valentin, poți să le dai flash-uri să vezi că să poți să se bage și... Știu, am înțeles, practic chestia asta, nu o practic tot timpul, decât când consider eu și spun și de ce. Vreau să se ducă cât mai în față, pentru că nu vreau să găsesc vreo prostie din aia de radar și să-mi dea acolo 40 de metri față de camionul din față și să mai îmi dea altceva. La recoltă, băi, nu la expoziție. Bun. Aici, după cum bine observi, sunt 12 copaci, dintre care 3 sunt mai mici și restul sunt mai mari. Aici avem un panou de fotovoltaice, mai multe panouri, care împreună însumează 413 kW. Nene, hai că te-am plictisit destul, îți mulțumesc frumos că ai fost aici. Mă duc mai departe cu 80, Skoda, mașină faină. Păi da,